Să nu confundăm completarea rezervelor de hrană pentru iernare cu stimularea pontei mătcilor. Completarea rezervelor de iernare se face cât mai repede în august. De preferat ar fi ca în 10 august să fie finalizată. De ce? Vom vorbi în materialul care urmează. Și în final vă voi da și un sfat. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea. Completarea rezervelor de hrană se face pentru iernare, se face într-un timp cât mai scurt. Adică 10-15 zile sunt suficiente pentru această acțiune. În această perioadă se dau cantități mari de sirop care sunt influențate de câțiva factori. Unul dintre ele ar fi cât de diluat facem acel sirop. Altul ar fi ce cantitate de miere avem în stup sau cât albine avem în stup sau cât puiet, atât căpăcit cât și larvar avem în stup. Și am mai putea să ținem cont și de cât de mari dorim să băgăm coloniile la iernare. În funcție de acești factori vom da între 15 și, știu eu, 40-50 de kilograme de sirop diluat, sigur că da, și amestecat de preferat cu vitamine. Biagra, de exemplu, este un produs extraordinar care poate fi diluat în acest sirop. Cum dăm această cantitate de sirop într-un timp atât de scurt? Este subiectul unui alt material pe care l-am făcut și dacă nu l-ați văzut, vă rog, căutați-l să-l vedeți, pentru că am vorbit mai detaliat cum să dai o cantitate de sirop mare, adică cum să faci completările de iernare într-un timp cât mai scurt și cu cât mai mică implicare din partea apicultorului. De ce este nevoie să finalizăm hrănirile de completare cât mai repede în august? Pentru ca să apucăm să stimulăm ponta mătcilor și într-o lună și jumătate să o dezvoltăm, să avem undeva la 5-6 rame cu puiet ca să putem ierna colonii care anul viitor să poată produce o cantitate de miere suficient de mare încât să ne asigure profitabilitatea. Chiar și în condițiile date, adică cu un preț a cărui nivel este probabil undeva la nivelul de acum 15 ani. Ponta măcilor este direct proporțională cu rezervele de hrană pe care colonia o are în stup. Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți apicultori americani lasă câte 4, 5, 6 corpuri pline cu miere deasupra cuibului și le extrag pe toate deodată, cândva, mai aproape de toamnă. Atunci când se extrage mierea, în cuib se provoacă un dezechilibru și mătcile își pot limita ponta, unele chiar și-o pot opri. În concluzie, hrănile de completare ar trebui începute cândva la sfârșitul lunii iulie, atunci când se termină culesul de floarea soarelui sau cel târziu la începutul lunii august, astfel încât mătcile să aibă capacitate să-și reia ponta cel târziu în 15 august. Acum suntem trecuți și de începutul lunii august, suntem trecuți și de mijlocul lunii august. Însă aceste lucruri, eu le-am spus încă de acum 2 săptămâni, de cel puțin 2 ori. Așa că cei care nu le-ați văzut ar trebui un pic să accelerați. Dacă nu le-ați făcut până acum, nu așteptați luna septembrie să vină cu cules. Faceți-le folosind un sirop, cum v-am spus, diluat, cu un adaos de vitamine. Dacă folosiți sirop de miere, că se poate folosi și sirop de miere, să aveți foarte mare grijă la furtișat. Din punctul meu de vedere, ca și sfat, vă spun acum, eu aș pune și o turtă cu Ultra Bee peste rame pentru ca să stimulez, să accelerez stimularea pontei mătcilor. Nu e târziu, încă nu e târziu sau nu e pierdut timpul. Putem relua ponta măcilor chiar și de acum, însă trebuie puțin să accelerăm lucrurile. Până data viitoare vă doresc să aveți vreme bună, spor la treabă și sănătate maximă!